Bună ziua, mă numesc Pellegrini Lilla și azi vom discuta despre lungimea cercului. Resursa pe care o prezint este la disciplina matematică, clasa 7. Competența specifică pe care o abordăm este interpretarea unor proprietăți ale cercului și ale poligoanelor regulate folosind reprezentări geometrice. Vom rezolva patru probleme care se referă la cercul hula hop, skateboard, monociclu și roți zimțate. Toate problemele vor fi legate de mișcare. Prima problemă este cu cercul hula hop. Cercul hula hop, știm că facem rotații. Băiatul din această imagine se joacă cu cercul. Raza cercului este de 41 cm. Întrebarea este: ce distanță va parcurge un punct oarecare de pe cer, de exemplu punctul acesta albastru, dacă face 5 rotații complete? Dacă vă uitați la acest filmuleț, o să vedeți că de fapt o rotație coincide cu lungimea cercului. Raza fiind 41 de centimetri și face 5 rotații, atunci distanța parcursă este de 5 ori lungimea cercului, care dacă înlocuim ne dă 410 pi centimetri, dar pe pi îl înlocuim cu valoare aproximativă și observăm că punctul a parcurs o distanță de 12,874 metri. A doua problemă. Mergem cu skateboardul. Paul se deplasează pe skateboard. Roțile skateboardului au diametru de 60 de milimetri. Ce distanță va parcurge Paul fără oprire dacă roțile skateboardului fac 20 de rotații complete? Diametrul, după cum știm, era 60 de milimetri. Asta înseamnă că raza este 3 cm. Dacă calculăm distanța parcursă în 20 de rotații, este de 20 de ori lungimea cercului. Înlocuind formula pentru lungimea cercului 2πr și înlocuind raza, o să obținem 120 pi centimetri, care, dacă înlocuim valoarea aproximativă a lui pi, ne dă 3,768 de metri. Următoarea problemă se referă la un monociclu. Observați și la acest monociclu mișcarea de rotație. Mihai se deplasează pe monociclu. Circumferința exterioară este de 2,8 metri și roțile se învâr de 1,5 ori pe secundă. Ce distanță va parcurge Mihai în 3 minute? Circumferința este 2,8. Circumferința, de fapt, reprezintă lungimea cercului. Deci, lungimea acestui cerc e 2,8 metri. Mi se dă numărul de rotații. Știm că 3 minute înseamnă 180 de secunde. Deci, astfel, distanța parcursă este 1,5 ori 2,8 metri, adică ne dă 4,2 metri într-o secundă. Deci, distanța parcursă în 3 minute va fi 756 de metri. Și ultima problemă se referă la roțile zimțate.
Acest angrenaj de două roți simțate, raza mică are, roata mică are raza de 4 cm, roata mare are raza de 6 cm. Roata mică face 15 rotații pe minut. Întrebarea e câte rotații va face roata mare într-un minut. Dacă ne uităm la acest filmuleț, observăm cum putem regla viteza cu care se rotesc roțile. Putem să punem foarte încet până la o viteză mai mare, dar ceea ce observăm că prin acest punct roțile trec cu aceeași viteză. Și vedeți cum roțile se învâr din ce în ce mai rapid, pentru că am reglat de aici viteza. Roțile le putem asemăna cu niște cercuri. Aici, în primul desen, după cum vedeți, avem două cercuri care au aceeași rază. Dacă fixăm un punct pe cerc, vom observa că, de fapt, ele fac, în același timp, fac aceeași distanță. Adică, dacă razele sunt egale, până când roata verde face o rotație completă, în orice sens, cealaltă roată face tot o rotație completă, dar în sensul opus. Să vedem ce se întâmplă dacă cele două nu sunt egale, adică raportul razelor este exact 2 pe 3, cât este și în problema noastră. Atunci veți observa că până când roata mică face o rotație completă, roata mare face doar două treimi dintr-o rotație completă, deci nu reușește să facă tot cercul. Dacă ne apucăm de calcule, observăm că la roata mică raza era de 4 cm, face 15 rotații într-un minut, adică viteza este distanța pe timp, deci 120 pi pe t. La roata mare, raza e 6 cm, viteza este distanța pe timp, numai distanța este de n ori 2 pi r și obținem 12 n pi supra t, egalând cele două viteze, pentru că roțile au aceeași viteză când trec prin acest punct, obținem această egalitate, de unde putem să aflăm că n mare egal 10. Rotații. Deci, din această egalitate, simplificând, obținem această relație, care, dacă ne amintim din clasa a șasea, înseamnă că numărul de dinți sunt mărimi invers proporționale cu numărul de rotații efectuate într-o unitate de timp. Vă mulțumesc pentru atenție! Și să ne vedem la o altă resursă. La revedere!